Meciul amical disputat pe Ilieuan între Petrolul Ploiești și Chindia Târgoviște a adus victoria ploieștenilor. Lupii s-au impus cu 2-0, golurile fiind marcate încă din prima parte a confruntării de către Vali Țicu și Sergiu Hanca. Pentru Florin Pârvu, meciul a reprezentat un bun prilej să ruleze și jucătorii care au evoluat mai puțin sau chiar deloc în acest debut de sezon, dintre cei pe care i-a avut la dispoziție pentru această confruntare. Au lipsit Musi, Rădulescu și Abuașvili, plecați la echipele naționale, în vreme ce Petrovic, Diomande și Jefferson au fost menajați în condițiile în care au acuzat unele probleme de natură medicală. A debutat în schimb Denis Radu, dar tânărul jucător s-a văzut nevoit să părăsească terenul după doar câteva minute din cauza unei accidentări la umăr. Următorul meci oficial al echipei ploieștene va fi luni 18 septembrie de la ora 21:45 în deplasare cu CFR Cluj.